presiunea asta la o echipă e bună? Adică e bine ca la Chiajna, mai atmosferă, mai boem, așa, sau la Steaua, unde ne zicea Vivi Răchită zilele trecute, cum intrai, se spunea doar atât, cupa și campionatul. Mai erau și cupele europene, dar tu trebuia să știi cupa și campionatul. Adică un jucător unde joacă, când e presiune? Sau când depinde de firea lui, de modul lui de a face față la presiune, la cerințe. Atunci, clar, obiectivul era campionatul, cupa nu ni se impunea, ne doream, dar având meciurile acelea în pe Europa și campionatul ne fiind luat de 6-7 ani, primau, iar în cupă erau jucătorii care nu evoluau foarte mult. Corect. Prin prisma asta era un plan secund, dar următorul an ne-am dorit și cupa și campionatul neapărat și Supercupa. Am reușit primele două fără cupă pentru că am pierdut-o la penaltiuri. Da. Iar în ultimul an, ultimul an în care s-au câștigat trofee, s-au luat toate cu Gâlcă. Da. Și de atunci... Da, de atunci. De atunci e secetă. Cum e să joci cu 40.000 de oameni în tribune? Nu, au fost mai mulți. Mai mulți, cu Chelsea, 50. Da, cu Chelsea și cu Ajax. Cu Ajax mulți nu au mai avut așa multă încredere. Noi n-au fost pe cât ne așteptam, deși știu, înainte de meci se făcuse sold out. Da. După 2-0, n-au mai avut. N-am avut încredere. Exact. Dar voi ce ați gândit? În asemenea momente, pentru că nu este prima oară, am mai trecut prin situații de genul, e un fel de totul sau nimic, adică oricum trebuie să joci meciul. Dacă tot îl joci și ai să dai totul... Ai viteze în plus la un meci contra unor băieți precum cei de la Ajax, adică mai... Da, da, clar, categoric. Clar. Motivația este alta, pentru că... Nu e așa de la televizor sau din tribune, e ușor dacă fotbalist acolo... Nu, când joci cu o echipă media campionatului pe care pe hârtie ești favorit, știi că o bați, fără să faci foarte mare efort, și una e când joci cu o echipă de talie aia care pe hârtie ai... E greu contra lor? Nu. Din punctul meu de vedere este mult mai ușor să joci împotriva echipelor cu fotbaliști de genul, da, pentru că ți oferă spații, ești de foarte multe ori unul contra unul, ești foarte conectat. De exemplu, dacă tu evoluezi împotriva, cum era la Ajax, Daily Blind, dacă nu-l driblezi pe Blind odată, stai mă că totuși e Blind. Dacă joci contra unui fundat stânga din România, din play-out, nu-l driblezi pe ăla și tu ești jucător la FCSB, ia uite bă, nu-l driblează pe ăla. Adică percepția aceasta. Da. Și este mult mai ușor să faci față și presiunii și într-un meci de genul, pentru că nu sunt foarte multe așteptări de la tine. Joci cu Ajax, cu Chelsea, adică orice vine de la egal în sus e un bonus. Da, și e mult mai ușor din punctul meu de vedere. Ajax, dar Chelsea era un mamut, un elefant care venea câștigase, și mâine e din nou în finală, așa ca o chestie. Deci la anul trebuie să te întâlnești din nou cu ei. Sau când? Dacă se dau drum pe stadioane, să merg. Da. Și dacă ei câștigă, bineînțeles. Normal. Dacă ei câștigă. Chelsea mai fioroasă decât Ajaxul? Da. Mai fioroasă. Da. Dar fioroasă, dar... Am fost totuși la o repriză, un regret foarte mare. Nu o să uit niciodată câtă încredere aveam unul în altul la pauză, când am intrat în vestiar și eram foarte montați și abia egalasem înainte de pauză. Era un moment psihologic bun și chiar vorbea și Alex era, să zicem așa, între ghilimele, gura întâi. Băi, hai mă, poște, hai, câte ocazii am avut. Chiar am avut ocazii în prima repriză cu ei. Foarte tare asta. Băi, n-avem cum să pierdem mai mult de două goluri. Nu avem cum, bă, ăștia nu ne bat, nu că să pierdem. N-au cum să ne bată. Adică eram încrederea foarte, foarte ridicată. Dar, o echipă mare la o fază fixă te rezolvă. Păi au 5,5 milioane bugetul pentru echipa feminină, care Chelsea a prins anul ăsta finala de Champions League și la feminin și la masculin. Le-a curentat Barcelona 4-0, dar au 5,5 milioane buget la echipa feminină și asta contează. A, știu, adică... am fost acolo și la Reading aveau o echipă de fotbal feminin și erau foarte promovați, jucau pe stadionul principal, adică și Twitter-ul clubului postau constant despre... Da. Adică, ok, nu e același nivel, nu e aceeași, dar vin din urmă. Da, dar nu se, acolo se... De Barcelona anul ăsta ne luând nimica decât o cupă, sau mai scos cu asta, măcar la fete, să vedem cum e în Champions League. Deci regret mare după Chelsea.
Știi, acum apare așa... Da, da, nu, la vremea respectivă, mai ales după meci, nu știu dacă am dormit și nu doar eu, cred că toți din echipă. E frustrarea că am avut, spunem noi, meciul în mână și îl controlam, adică nu aveau ocazii până la acea lovitură liberă, n-au avut. După aceea ne-au dat și 3-1, totuși ai un hazard, ai un care... Îl vinzi după aia 100 de milioane. Foarte greu să-i ții, fotbaliști, nu, am jucat împotriva lor. Nu. Au fost meciuri în care ți-a fost teamă? Cum ziceți voi, ți-au tremurat bețele? Aici e clar că nu, cu Ajax și cu Chelsea. Nu, n-am fost genul de jucător care să am teamă de un meci sau... Pentru că sunt genul de alerg, de-mi fac treaba și știu că dacă fac ce ține de mine, cel puțin ok, n-am reușite tehnice sau ceva de genul, nu este punctul meu forte, dar compensez prin cealaltă latură și de obicei îți iese când muncești. Corect. Astea două sunt vârfurile? Dacă ar fi să alegi un meci, două, cu care să mergi pe o insulă pustie, n-ai voie să iei decât un meci sau două? Da, vârful este echipa națională, meciul de debut la Euro. Nu poți să-l compar cu nimic când joci pentru țara ta. Și cred că a fost meciul în care am avut și cei mai mulți fani, pentru că s-a jucat pe Stade de France, cred că au fost 80 ceva de mii. Cu toată ceremonia, nu cade așa, uite, chiar mi se face pielea de câine. Asta vreau să zic, nu cade stadionul așa pe tine când intri cu 80 de mii. Nu, aia e plăcerea. Pentru aia te apuci de fotbal, pentru aia îți dă emoție, pentru că fotbalul până la urmă înseamnă pe emoție, pentru suporterii. Dacă așa intri pe teren și nu simți nicio emoție, nu simți nimic, ești ca un robot. Așa spun cei din extra fotbal, Olimpiada. Olimpiada. Când ajungi la Olimpiadă, restul uiți de campionate, de medalii și așa mai departe. Deci exact așa n-am experimentat. Nu zic, exact la fel e și la fotbal când ajungi la echipa națională și ei când merg la Olimpiadă. Da, adică astea sunt... Un sportiv, genul gimnast sau... Da, normal. Azi, campionate, cupe locale, internaționale, europene, ok, ești bun la campionatele alea. Olimpiada e acolo unde vine aia din toată lumea. Cei mai buni din toată lumea. Așa, aici la voi vârful echipa națională. Da. Practic te luți cu cei mai buni jucători din fiecare țară. Poți să dormi o seară înainte? Vorbesc serios, întreb. Da, când vine și-ți spune... Nu poți să dormi după. După dormeam când eram la Steaua în perioada aceea, de cele mai multe ori cu somnifer. Nu poți după meci, nu? După meci, nu. Ai energie, adrenalina activată, nu... Corect, și nu se oprește în momentul în care la fluier și gata, opri. Nu, mai mergi la hotel și gata. Închide vreo binetul. Mai ales noi în perioada aia eram, dacă ne puneau să jucăm 2-3 meciuri unul după altul, nu aveam problemă. Punea Tomi în punguțelele. Când ne-au dat punguțele, chiar au greșit rețeta. Trebuia să ne dea un izoton, gen să avem energie, și masiorul a încurcat cutiile și a pus proteină. Bine că nu ne-am accidentat sau să facem altceva. A fost la adresa, nu neapărat a presei, a unor oameni care contestau munca noastră, pentru că până la urmă asta făceau, insinuând că noi ne dopăm. Da, ei nu știau cât vomitam noi la antrenamente sau în cantonamente sau cât stăteam plecați de acasă și cât munceam și ce cum stăteam cu deci 100 de kilograme în spate. Deci asta e adevărat că Thomas omora oameni în ghilimele. Da, erau antrenamente foarte dure și am spus-o și o să repet. A spus-o și el, adică de multe ori și știu că în cantonamente venea și presa și luau imagini și vedeau că ne puneau bara aia de 100 de kg în spate. Și lucru cu care nu erați, fotbal românesc nu era obișnuit. Nu eram, nu. Nu știam. Legase un om niște elastice de un gard. Ale erau ușoare. Ale erau mai greu, haltere, la sânii, nu. Ale erau așa, încălzire. Ce bine că te-ai prins. Stai, nu cumva să închizi înainte să te abonezi la canal și la notificări. Hai, dă și tu un click aici, jos. Mersi mult.